Evrea Partidul este suficient ca să ocupi funcția de prefect, subprefect sau șef de deconcentrată. Codul administrativ aflat în procedură de adoptare în Parlament prevede că o astfel de funcție poate fi ocupată fără vreun examen, doar prin numirea de către partidul aflat la putere. E o decizie politică, e aproape gata codul administrativ în care toți directorii de deconcentrate vor fi asimilați cu subsecretar de stat, prefectul cu secretar de stat, și în momentul în care pleacă un guvern, pleacă toată lumea. În momentul în care vine un guvern, va veni fără concurs, fără să ne dăm după dege, să spunem că prefectul nu e un politic în momentul în care propunerea e făcută de un partid. Președintele PSD Olt spune că numai astfel poate fi aplicat cu succes programul de guvernare. De oameni loiali, nu neapărat cei mai deștepți, a subliniat senatorul Paul Stănescu. Cei care vor veni în echipa politică asta nu înseamnă că sunt cei mai deștepți din județul respectiv sau din toată lumea. Dacă echipa merge prost, pierzi. Dacă echipa merge bine, câștigi. Premierul Sorin Grindeanu și ministrul demisionar al dezvoltării Sebil Șaideh au apreciat că noul cod administrativ va fi adoptat în Parlament până la 1 iulie. Este însă posibil ca acest termen să sufere modificări dacă se va prelungi criza politică.